24, știu eu, și Gudu. 28, da? Întârzie... Gudu, Olteanu întârzie, Isacov este bolnavă. Nu e nicio problemă. Domn președinte este în concediu și Timiș Nicoara. Nu știu. Sună-l pe... Laur, sună-l pe Timiș, te rog. Ai numărul lui? Laur, doamne, Victor. Laur e pe drum, vine. Că a avut pană. Începem ședința? Bună ziua! Suntem în număr de 23. Avem învoiți pe doamna Isacov Mirela Bolnavă, domnul Teodorescu Horia concediu, domnul Timiș, a venit domnul Timiș, domnul Olteanu Laurențiu întârzie puțin, știu că e pe drum, și domnul Gudu Michael e pe drum, probabil. În regulă. Vă prezint proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 ianuarie 2017. Punctul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 12 decembrie 2016 și a procesului verbal al ședinței ordinare din data de 21 decembrie 2016. 2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Șișcu George. 3. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al doamnei Radu Anișoara. 4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Bojean Marilena. 5. Modificarea și completarea Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget, Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului Tulcea. Proiectul 6. Aprobarea utilizării excedentului din anii precedenți pentru acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare, înregistrat la sfârșitul anului 2016. 7. Modificarea rondării unităților administrativ-teritoriale la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor din județul Tulcea. 8. Aprobarea modificării traseului și lungimii drumului județean DG222N, Tulcea-Ciatalchioi, part din Achilia Veche, prin încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes județean, a drumurilor de interes local, strada Viticulturii, strada Orizontului și strada Bacului din municipiul Tulcea. Proiect numărul 9. Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economice a investiției modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Niculițel și Turda-Sarichioi. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economice a investiției modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Enisala-Babadac-Slava Rusă. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici a investiției modernizare infrastructură pe transport regional pe traseul Vișina-Ceamurlia de Sus. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economice a investiției modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Baia-Ceamurlia de Sus. 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Tulcea numărul 80/7 din 25/11/2016 privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați în domeniul public al județului Tulcea. În afara ordinii de zi, proiect de hotărâre privind invalidarea mandatului de consilier județean al doamnei Urse Liliana. 15. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Filip Gabriel Radu. 16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Comisiei pentru Activități Științifice, Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și Turism. 17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Ordine Publică, Apărarea Drepturilor și Libertăților Cetățenilor. Punctul 18. Diverse. Supun dumneavoastră acest proiect al ordinii de zi. Cine este pentru?
Putem schimba după aceea. Nu, revenim. Revenim. Deci cine este pentru această ordine de zi? Începem cu aprobarea procesului verbal al ședințelor extraordinare, după care trecem cu încetarea mandatelor și le aducem în față și pe celelalte. Punctul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 12 decembrie 2016 și a procesului verbal al ședinței ordinare din data de 21 decembrie 2016. Dacă sunt discuții, dacă nu, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu avem. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Șișcu George. Avizat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu este cazul. 3. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier al doamnei Radu Anișoara. Avizat. Dacă sunt discuții, cine este pentru? 4. Proiect de hotărâre privind... Intrăm acum cu validările celor 3 consilieri. 4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Bojan Marilena. 14. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Urse Liliana și proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Filip Gabriel Radu. Rog comisia de validare să se retragă, pauză 5 minute, pentru a verifica... Lăsată să vezi dorul cum o poartă frunză în vânt. Inima nu fi haină, că ai și tu un pic de vină, dacă n-am o zi senină pe pământ. Inima cu ochi ca mura și ca trandafirul gura, nu-mi da dragostea de-a dura că-i păcat. Inima nu fi de gheață, fără zâmbet cald pe față, fără cântec, fără viață, doar oftat. Doar de dragul tău, răul mi-e mai rău, râsul mi-e mai rar, amarul mai amar. Și tot suspinând ca omul, o să mă usuc ca pomul, ce-și dă frunzele pe două lacrime. Inima cu ochi
pe stele, eu ți-am dat visele mele, tu le-ai ars ca pe surcele într-o zi. Inima-mi găsesc eu calea, chiar de schimb dealul, cu valea îmi alung din suflet jalea orice-ar fi. Rog comisia să ne prezinte raportul. Raport cu privire la validarea sau invalidarea alegerii consilierilor. Comisia de validare a mandatelor de consilieri întrunită astăzi 27 ianuarie 2017, constituită din membrii Marinescu Liliana, Furdui Lucian, Badea Petre, Gudu Michael, Ivanov Viorica, în urma examinării legalității alegerii fiecărui consilier județean la alegerile din 5 iunie 2016 pentru Consiliul Județean Tulcea, în condițiile legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea legii administrației publice locale numărul 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea legii numărul 393/2004 privind statutul aleșilor locali, potrivit articolului 31 și articolului 90 din legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, propunem plenului Consiliului Județean Tulcea validarea mandatului consilierului județean Bojian Marilena, PSD, validarea mandatului consilierului județean Urse Liliana, PNL, validarea mandatului consilierului județean Filip Gabriel Radu, PNL. Acest raport prezentat în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 27 ianuarie 2017. Vă mulțumesc. Trecem la validarea fiecărui dintre cei trei consilieri. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Bojian Marilena. Avizat. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Urse Liliana. Avizat. Cine este pentru? Abțineri împotrivă nu sunt. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Filip Gabriel Radu. Avizat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri nu sunt. O să vă rog să depuneți jurământul, având în vedere că doamna Bojian Marilena, din motive medicale, nu poate fi prezentă astăzi. În acest sens, a depus și o cerere. Dânsa va depune jurământul în ședința următoare. De aceea rog pe doamna Urse Liliana. Hai, vă rog să ne ducăm. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Tulcea. Așa să ne ajută Dumnezeu. Luați loc în sală. Felicitări încă o dată pentru noua calitate de consilier județean. Intrăm acum cu proiectele privind completările comisiilor. Având în vedere că doamna Bojianu este prezentă, proiectul numărul 5 se amână pentru ședința următoare. Și ajunge la proiectul cu numărul 16, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Comisiei pentru Activități Științifice, Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și Turism. Avizat? Avizat. Dacă sunt discuții, dacă nu, cine este pentru? Și proiect de hotărâre numărul 17, privind modificarea și completarea Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Ordine Publică, Apărarea Drepturilor și Libertăților Cetățenilor. Avizat. Cine este pentru?
Vă mulțumesc. Fiind completate și comisiile, revenim la ordinea de zi cu proiectul de hotărâre numărul 6. Asta se consemna că a venit și domnul Olteanu, deci suntem 28 prezenți. Proiect de hotărâre numărul 6, privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenți pentru acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare înregistrat la sfârșitul anului 2016. Avizat. Dacă sunt discuții? Dacă nu, vă rog, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu avem. Proiect de hotărâre numărul 7, privind modificarea rondării unităților administrativ-teritoriale la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor din județul Tulcea. Avizat de comisii? Dacă sunt intervenții? Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Avem unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 8, privind aprobarea modificării traseului și lungimii drumului județean DG222N Tulcea-Ciatalchioi-Pardina-Chilia-Veche, prin încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes județean, a drumurilor de interes local, strada Viticulturii, strada Orizontului și strada Bacului din municipiul Tulcea. Avizat de comisie. Dacă sunt intervenții în plen, domnul Chichi. Ne-am uitat pe documentația depusă, aici aprobăm doar o prelungire. Condiția de continuitate pentru acest drum județean, dacă este îndeplinită, cei care s-au ocupat de documentație aș vrea să ne răspundă. Iar dacă în planul de mobilitate este o condiție impusă de către pe ghidul solicitantului pe POR, da? Planul de mobilitate al orașului Tulcea, având în vedere că există o variantă ocolitoare pentru acest drum, pentru a ajunge la BAC, da? Dacă este prins în acest plan de mobilitate. Și trei, apare în documentație trecere BAC-Cetalchioi. E o greșeală sau așa este denumită acea trecere la Cetalchioi? Eu știu că trecerea BAC este la Tudor Vladimirescu. Domnul Milea, vă rog că ați fost și în comisie și ați dat și acolo răspunsuri. Ghidul solicitantului este într-adevăr o prevedere în care drumul trebuie să fie continuu și mai ales să facă legătură cu rețeaua de transport european, constituită de drumul național DN22 Constanța-Tulcea-Brăila. Pentru acest lucru am prenumit acest drum. El face parte din bilanțul municipiului și pe o formă ordonanței 43 legea drumurilor, în traversarea localităților urbane, drumurile județene și păstrează categoria funcțională din care fac parte, sunt considerate continui, poartă denumirea de străzi, dar se află în administrarea Consiliului Local respectiv. Ce ați menționat acolo, cred că este o scăpare, trebuia de trecere BAC-Ceata, trebuia să fie o liniuță. Trecerea BAC era ca un punct pe traseu. Apoi, continuare, ceata cu ei parte în Achilia Veche. Probabil, Poliniuța acolo a scăpat sau nu a fost... Trecerea BAC nu e la Cetalchioi, trecerea BAC la Tudor Vladimirescu, înțeleg, da? Am spus că drumul se numește Tulcea, trecere BAC. Deci, intersecția cu DN22. Trecere BAC, probabil, liniuța aceea care nu s-a pus, ceata cu ei, următoarea localitate de pe traseu. Sunt puncte pe traseu. Trebuie să modificăm hotărârea? E nevoie de modificare? Nu, nu, nu. La noi era o condiție de clarificare pentru noi. Nu trebuie să modificăm. Să nu aveți probleme la proiectul noastră, privind... Nu, traseul rămâne același. În regulă. Dacă... Domnul Bălan? Să știe și cei care folosesc autoutilitare pe teritoriul orașului. Că pentru aceasta și puteți să faceți anunțul dumneavoastră, că e presa aici și ar fi bine să fie... Da, având în vedere că chiar dacă trece ca în, se clasifică drum județean, nu va plăti acea rovinietă care se plătește la, pentru drumuri județene. Despre asta e vorba, să înțeleg. Da. Așa e, se plătește pentru circulația de stradă, la urmă, care este drumul național, drumul național 22, pe deci nu se plătește rovinetă, chiar dacă devine drum județean. Chiar dacă este de vreme, dar ce variante de finanțare vor fi aici? Pe IT.
Unde anume, pentru că programul e mare. La 6, modernizare infrastructurii de transport regional pe traseul Noi avem acolo 87 de milioane de euro, din câte știu, da? Avem pe celelalte drumuri pe care dumneavoastră le aveți în această ordine de zi 37 de milioane de euro, cam atât ar pe ce au dat proiectanții. Suma pentru acest drum, s-au făcut calcule? Cam cât ne-ar costa? Adică intră și podurile, da, intră... Estimativ am trecut o sumă de 42 milioane euro. Dacă mai sunt alte intervenții, vă supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu avem. Proiect de hotărâre numărul 9. Privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici a investiției în modernizarea infrastructură de transport regional pe traseul Niculițel și Turda-Sarichei. Avizat de comisiile sesizate. Dacă sunt întrebări în plen... Domnul Paltarac, vă rog. Din analiza costului rezultă un preț de cost destul de ridicat pe kilometru. Aș dori să solicitați proiectantului o motivație și o explicitare a devizului general. Știu că am avut și în comisie să finanțările prin Ministerul Dezvoltării sunt niște standarde de cost care trebuie să respectate, undeva la 250.000 de euro pe kilometru. Aici e vorba de 585.000 de euro pe kilometru, în condițiile în care celelalte trei lucrări care urmează, celelalte trei care trebuie să aprobate prin hotărârii Consiliului Județean, sunt la valori mult mai mici. Deci aș dori ca proiectantul să expliciteze pentru cât consider că lucrarea este supraevaluată, ținând cont de categoriile de lucrări pe care le-a inclus proiectantul în execuția drumului respectiv. Am înțeles, am reținut acest aspect. Dacă este cineva de la investiție, nu este nimeni. Domnul Milea, spuneți. Din cadrul proiectului se numește fundamentarea rezonabilității costurilor. În acest volum proiectantul trebuie să explice și să justifice prețurile pe care le-am folosit la întocmirea devizurilor pe categorii de lucrări și automat a devizului general. Interesant de celelalte investiții, cele trei investiții și aceste investiții, unde costurile sunt foarte mari, sunt reprezentate, credere, particularitatea pe care reprezintă drumul. Având în vedere că pe unul din trasee cuprinse între Zebil, la intersecția Zebil-Zebil, este nevoie de ridicarea potei roșii a drumului cu aproape o jumătate de metru și chiar mai mult, având în vedere că drumul este trasat prin între două canale și lacul Pavadac, iar în perioadele cu creșterea apelor, de multe ori s-a întâmplat ca drumul să fie inundat de ape. Mai există pe traseu poduri care trebuie, unul dintre poduri care trebuie demolat la intrarea în localitatea satul nou. Automat la acest pod, pota podului va fi ridicată față de pota drumului actual, iar ramele de acces pe pod vor trebui racordate la pod. Lucrări de umplutură foarte mare. Între Niculițel și Valea Teilor, drumul, datorită stării degradării care s-a aflat, a suportat lucrări de scarificare și adăugarea de piatră spartă pentru a putea fi ținut în circulație într-o stare medie. Fundația drumului acolo, în multe locuri, este cedată. Deci acolo drumul nu mai rezistă așa cum era, pentru că era distrus complet acolo. Deci fundația trebuie făcută de nou și de câte am văzut în proiect, sunt trecute grosimele fundației prin adaugă de piatră de 40 de centimetri. Justificarea proiectantului va trebui să o facă întrucât la cererea de finanțare va trebui să dea justificare pentru prețurile utilizate la întocmirea devizului general. Bun, să ne prezinte și nou proiectantul, pentru că are patru proiecte, același proiectant, și diferențele de preț sunt foarte mari. Dacă este supraevaluat, și a spus colegul meu, sunt niște bani care pot fi folosiți la alte lucrări. Diferențele de preț intervin din cauza acestor condiții, care probabil sunt diferite de la un drum la altul. Și domnul câteva... președinte, conform ghidului, proiectantul este obligat să depună o declarație de respectarea standardelor de cost, cred că nu mă înșel, sau nu respectă aceste standarde de cost, motivată, da? Deci, această declarație când se depune? Declarația se depune
ajung la cererea de finanțare, pe care declarație eu o am. Am solicitat-o proiectantului, mi-a dat-o... Deci el își asumă, își asumă aceste prețuri, da. Mulțumesc, asta e. Da, vă mulțumim. Dacă mai sunt alte discuții la acest proiect, dacă nu, vă rog, hai să-l votăm. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu avem unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 10 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economice a investiției modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Enisala Babadac Slava Rusă. Avizat de comisii. Dacă sunt alte discuții, în afară de cele care au fost și la punctul 9, că tot un Dalia aprobăm, nu avem. Cine este pentru? Împotriva, abținere, nu este cazul, unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 11, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economice a investiției modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vișina-Ceamurlia de Sus. Avizat. Dacă sunt intervenții, vă rog să trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, nu avem. Proiect de hotărâre numărul 12, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economice a investiției modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Baia-Ceamurlia de Sus. Avizat. Dacă sunt întrebări, vă rog să votăm. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, nu avem. Proiect de hotărâre numărul 13, privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Tulcea numărul 80, per 7 din 25.11.2016 privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale APDMS-a Galați în domeniul public al județului Tulcea. Avizat. Dacă sunt intervenții, domnul Chichi, vă rog. Eu aș avea o întrebare către executiv legat de acele bunuri, proprietatea PDM, care cu dreaptă și justă despăgubire trebuiesc... Da. Dacă de la PDM s-a primit vreo documentație, evaluarea, costurile, numere de inventar, dacă suntem în posesie acestor documente? Oh. Domnul Strat. Deci, tocmai pentru acest motiv se dă hotărârea de astăzi, pentru că în hotărârea de guvern... După ce se aprobă hotărârea de guvern, noi am scris în hotărâre aia la altă veche că predarea cu justă despăgubire se va face în urma unei evaluări, nu după inventarul actual al lor. De asta, astăzi, după ce dați această hotărâre, completează hotărârea de guvern, se va emite hotărârea de guvern, după care, din lista de bunuri pe care ați aprobat-o data trecută în hotărârea de guvern, se va stabili exact ce anume, Consiliul lor de Administrație va stabili ce anume exact ne va da nouă. Vor opri, probabil, anumite pontoane, vor opri școndri, vor opri... Și atunci, după ce se știe lista... Știți cumva a fost vreo ședință de Consiliul de Administrație? Adică a avut loc vreo ședință? A avut loc o ședință de Consiliul de Administrație al lor, în care inițial ne-au comunicat că să respectăm hotărârea Consiliului de Administrație, iar noi, în hotărârea dinainte, care ați dat-o luna trecută, am scris că nu, vom fi de acord cu raportul de evaluare, cu suma rezultată în urma raportului de evaluare solicitat de către ambele părți la momentul când se va, după ce va ieși hotărârea de guvern. Aș vrea să profităm puțin, domnul, colegul nostru care este consilier județean, știți cumva au scos la evaluare, adică au selectat vreun evaluator, au început sau pregătesc ceva pentru noi? De ședința a fost alaltăieri. N-am putut să trec, n-aveam unde. N-am ajuns. Din informații telefonice, nu s-a luat nicio hotărâre, s-a transmis adunării generale a acționarilor care va avea loc pe data de 10 februarie, ca în cadrul adunării generale să iau o anumită decizie. Deci, punctul de vedere, au transferat responsabilitatea către adunarea generală a acționarilor. Deci, în Consiliu din data de 25... Da. Acționarii fiind pentru colegi acum, fiind Ministerul Transporturilor, fondul proprietate... cu un procent de 92,3%... Exact. Da. Deci, intervențiile, domnul Strat, trebuie să făcute tot către Minister, nu către APDM. Da. Deci, domnul Gonier, această hotărâre este necesară doar pentru hotărârea de guvern.
Cealaltă, chiar azi dimineața am ultimele informații, prin care intervenția PDM-ului la MEDERAP în emiterea acestui proiect de hotărâre, când au solicitat dacă rămâne de bază lista din anexa 2, au spus că vor mai suporta modificări, având în vedere exact ce v-am spus eu, că probabil își vor mai reține niște pontoane, niște alte chestiuni. Lista finală va fi în momentul când o să ne o dea Consiliul de Administrație și noi vom solicita evaluarea bunurilor respective. Și suma aceea o să o aprobați dumneavoastră în justă despăgubire. Și ne va da terenul acela, cum l-am primit pe ăla, sub biscuiți, în care nu puteți face nimic cu el. Atunci. E clar. Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu, vă rog să votăm și acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Treceți, domnul Anatol, nu participă la vot. Am parcurs întreaga ordine de zi. Urmează punctul diverse. Dacă sunt intervenții de la consilierii județeni, dacă nu, eu vă mulțumesc și ne vedem luna viitoare. Weekend plăcut! Breaking free now wherever we go.